Da, mulțumesc frumos. Că, logic, deci acolo chiar dacă este și puiet căpăcit și sunt și toate stadiile, deci puietul ăla eclozează în continuu, tot eclozează până la epuizare. Există stadiile, dar nu există stimulul de a secreta lăptișorul. Și de-aia bocile sunt deficitare, deci ies măci mai ușoare de acolo. Bun, acum lucrurile sunt mult mai complicate pentru că și compoziția lăptișorului e atât de variată în funcție de tot felul de factori și de inclusiv hormonali, feromonali. Și de multe ori compoziția lăptișorului să conteze mai mult decât cantitatea sau genetica mătii să conteze mai mult decât eu știu, alți factori externi. Deci sunt mai mulți factori care duc la greutatea măcilor, mai mare sau mai mică. Mulțumesc, Iulian, mulțumesc, Daniel, JMK, Marian. Da, domnul doctor, să înțeleg că până la urmă în crescători ar trebui să existe și puie larvar, printre altele. Da, clar. Dar e bine să fie cantonat undeva lângă boci, pe una sau două rame. Depinde cum punem bocile și cât de mare facem. Deci e bine în vecinitatea bocilor să existe puie larvar, dar nu prea răspândit în tot stupul, pentru că pe acel puie larvar vor apărea și boci de salvare. Și dacă e pe toate ramele, vă dați seama, avem ce căuta după ele. Așa, dacă e una, două rame acolo, ales și stimulent pentru în vecinătatea bocilor, pentru Acest doică și atractant pentru doică. lucru l-am găsit în cartea lui Rudner, l-am găsit chiar Da. specifică că ar fi normal, firesc chiar. Și într-o seară Da. am vorbit cu domnul Nistor pe tema aceasta, acum ceva vreme în urmă. Și care a fost concluzia? Acolo, ambigu. Da, deci Rudner chiar a Urma să vină subliniat. cursul. A subliniat Rudner treaba asta, că primele Da, dacă încercări. mă înșel, vezi o set, chiar ai zice că e firesc, dacă mă înșel, că m-am chinuit să-mi rămână în minte citatul sau cine a dat acel citat. Dar am rămas surprins că Da, au ajuns la concluzia asta. au mers pe logica că nefiind larve va fi exces de lăptișor, dar nu e adevărat, nu se susține. Deci au fost două, trei feluri de creștere așa. Puiet, ori lipsa mătii, ori și abia după 9 zile după ce s-au rupt și bocile de salvare s-a pornit creșterea, ori puietul ținut timp de 9 zile deasupra de o grate Hahnemann sau la o parte de o diafragmă cu Hahnemann pentru a căpăci tot. Și nu, greutatea n-a fost la fel de mare ca acolo unde a existat și puiet. Bine, cantități moderate de puiet necăpăcit, că nu. Acum nu. V-am zis, nu e bine să fie excesiv din două motive. Odată că epuizează doicile, chiar îl răspândesc lăptișorul peste tot. Iar în al doilea rând, tehnic, pur și simplu, pentru faptul că se pot fiind bocile de salvare împrăștiate, ajungem la riscul de a omite și de a rămâne Da, bănci într-o care. anumită proporție să fie și cât mai grupat, să înțeleg. Da, grupat pe lângă boci. Aia e. Eu nu aș merge pe ideea de a avea această familie ținută 9 zile, deci puiet ținut 9 zile deasupra de o matcă, exact metoda fratelui Adam, dacă o știți. Familia, Nu. familie, deci ai o familie jos, normală, și în loc de cat îi pui grate Hahnemann și un cat cu puiet. Că puiet este de colectură sau că este o familie orfanizată, nu mai contează, contează să fie un cat cu puiet, care se ține 9 zile deasupra unei măci, deasupra unei familii. În a noua zi, puietul este tot căpăcit deasupra, se coboară pe soclu, pe fund, acel puiet, iar familia cu matca se mută, adică corpul cu matca și cu puietul larvar și ce mai e pe acolo, dar din acea familie odată vin culegătoarele, deci se păstrează locul, toate culegătoarele sunt tratate pe puietul căpăcit. Se mai pot scutura și câțiva faguri de doică, tot pe respectivul corp, pentru că în momentul în care facem creștere, dacă nu știați, este nevoie de o cât mai mare aglomerație. Deci să fie cât mai aglomerate, nu contează că fac barbă.
E, și asta e metoda fratelui Adam. E, la această metodă aș adăuga una, două rame de puiet necăpăcit, cu puiet necăpăcit, nu pline neapărat, care să flancheze rama cu bocile. Și asta e o metodă de a crește în stupor fan, în care ai două rame de puiet sau cu puiet descăpăcit, că nu trebuie să fie pline neapărat. Deci două rame pe care există puiet necăpăcit, între ele este rama cu bocile, undeva în vecinătate este bine să fie și o ramă de păsture, iar în rest să fie tot puietul căpăcit. Asta mi se pare, și chiar am practicat treaba asta. Deci e o metodă. Dar metoda fratelui Adam cu amendamentul că se adaugă una, două rame de puiet necăpăcit în vecinătatea bocilor. Adică dirijat să fie totul căpăcit, cu excepția două rame, pentru a fi ușor de controlat. Cele două rame le controlezi, le vezi, le scuturi, vezi ce bot ce ai pe ele, le rupi toate și gata. Foarte ușor, nu iei toate ramele la mână și nu mai știi pe unde să cauți și să mai omiți una dintre ele. Poate se poate ușor omite o botcă mică și iese o matcă mică care roade tot. Părintele Adam specifică ceva de nutriție privind această metodă? Nu mai știu exact. Nu mai știu exact dacă specifică. Acum aș putea să iau cartea. Sau dumneavoastră, cum ați procedat la această metodă? Deci exista într-o perioadă metoda și la piana. Știu că metoda de a hrăni constant starterul sau starterul crescătorul, nu starterul, de a hrăni constant pe perioada când îți bot cele necăpăcite, dar nu este prea indicat pentru că tind să neglijeze. Și atunci cel puțin așa am făcut eu și chiar și domnul Bratu zicea că îi se pare ok ca idee. În momentul în care am folosit starterul orfan, deci am startat într-o familie timp de 12 până la 24 de ore și la crescător am folosit, deci în starter nu am folosit niciodată puiet necăpăcit. Ori cantități mici de puiet căpăcit, ori chiar fără de puiet deloc starterul, ca să fie motivat să pornească acele larve să facă boci pe ele. Iar în momentul în care l-am dat la crescător, care să aibă și puiet necăpăcit, crescătorului i-am pus undeva 200-300 de mililitri curent de litru de sirop. Chiar în momentul respectiv. Acum, treaba e că prima o zi sau maxim două zile, nu e mare problemă că albinele au ceva cules, că și larvele au necesar mic de lăptișor. Necesită puțin lăptișor. Trebuie monitorizat și culesul, că dacă este cules de întreținere, nici ăsta nu e necesar. Dacă este culesul prea puternic, lăsăm să neglijeze bocile. Indiferent, chiar dacă... Acum, ce am văzut în cules prea puternic, cum ar fi la Floarea Soarelui și chiar la Salcâm, cel mai bine țin de boți și cele mai uniforme și bine hrănite boți totuși merg pe orfan mai bine decât pe stup cu matcă. În stup cu matcă e dezastru când e culesul puternic. Deci în lipsa culesului așa am făcut și mi-a mers bine o hrănire în momentul în care le-am dat putirașele pornite, deci startate. Domnul doctor, o întrebare, dacă se poate. Domnul Popovici. Da, da, vă ascult. În ce măsură influențează vârsta larvelor din ramele care le punem de-a stânga, de-a dreapta bocilor? E vreo studiu pe tema asta? Contează ce vârstă au larvele pe care le punem lângă boci? E bine ce am văzut și din practică, dar și logic are susținere să fie de toate vârstele, în sensul că puietul nostru e bine, adică să fie de toate vârstele din cauza că dacă avem larve mai mari,
mai aproape de a fi căpăcite, riscăm ca până la 5-a zi când se căpăcesc bocile, puietul respectiv să fie deja căpăcit și să nu mai aibă niciun rost acolo. Adică să fie puiet necăpăcit pe toată perioada de boci necăpăcite. Da. De-aia e bine să fie de mai multe vârste, să fie de la ou până la spre căpăcire acolo. Da, deci n-ar fi un avantaj dacă ar fi și larvele aproximativ de vârstă identică cu a viitoarelor mărci. Păi cam pe acolo ar fi, nu? Să nu fie, să nu se căpăcească până în ziua a cincea, ca principiu. Da, bun. Am înțeles, mulțumesc. Acum, cum sublinia și Daniel, că este o metodă. Eu, de exemplu, iau în atenție abordarea celor din Luxemburg, unde de obicei se face startarea fără prezența vârstei sau puietului definitiv, punând foarte mult accent pe monitorizarea manifestării orei de aur al guide, atunci când albinele au semnalat lipsa feromonului de macă și a feromonului de puiet, a mesajelor de lipsei de puiet, atunci se introduc la startare acele rame. De asta trebuie să vedem din perspectiva aceasta. Abordăm o creștere după o metodă în care implică prezența unui starter la 9 zile sau așa cum a descris-o Daniel, sau o să mai vedem și alt gen de metodă, atunci este imperios necesar ca să existe puiet. Dacă abordăm o altă metodă care nu implică prezența mărcii și a puietului, urmărim altă manifestare. Am avut până acum două feluri de starter. Starter fără nimic în afară de fagure din dulap, să zic, nu neapărat din dulap, poate să fie fagure mărginașe, dar fără nimic, fără nimic, nici puiet căpăcit, nici necăpăcit. Am luat tot puietul și am lăsat toată albina, inclusiv cu legătoarele pe lada respectivă. Să nu fie faguri după diafragmă, am pățit-o că am uitat un fagure după diafragmă și efectul a fost pe jumătate, adică multe albine au migrat pe fagurile respectiv și a părăsit potirașele. Una fără puiet, fără matcă, și am mai avut situații în care din asta orfană, după ce am terminat o serie de mătci, tot puietul era căpăcit, eventual puiet necăpăcit, o ramă, două, ce l-am adăugat, după cum am mai zis, l-am luat și l-am dat în altă parte. În prezența unei cantități mai mici, foarte mici, să zic, de un sfert, să zic, ca suprafață de puiet căpăcit, l-am folosit ca starter. Deci unitatea respectivă, după ce a terminat albina asta, destul de bine. Deci dacă s-a nimerit să am destartat și am avut la îndemână înainte să o desfințez sau să fac ceva cu albina respectivă, să populez alte tipuri de nuclei sau de roiuri la pachet sau așa, am startat în așa ceva și a mers. Cu cantități mici de puiet căpăcit, dar orfan. Domnul Marian Popa, mai aveți întrebări? Bogdan, dacă ești, ce pot să vorbesc sau să scrii? Nicu? Iulian? Ovidiu? Parcă am auzit ceva, sunt pe drum și cât am prins așa bucăți. Am auzit ceva de laptele praf care dăuna cumva sistemului digestiv, dacă am înțeles bine. Lactoza și galactoza din lapte dăunează. Acele glucide din lapte.
Da. Alea nu sunt digerabile și încarcă tubul digestiv și mai mult rău fac decât bine. Deci nu că bine nu fac deloc. Dar eu pot să pentru fac. Pentru că eu am prins situații genul ăsta cu turte proteice, se pune lapte praf și ideea era foarte încurajată pentru o pornire eficientă, mai ales la început de primăvară. Dacă aveți acces la izolat proteic din zer sau din lapte, dacă aveți doar la proteină acces sau la anumiți substituenți de lapte care nu au lactoză, deci să fie clar că nu au lactoză în ei sau că au cantități foarte mici, se poate folosi fără probleme. Dar lactoza este de fapt treaba care împiedică sau dăunează pur și simplu albinei. În perioada asta, mai ales în luna lui august, am înțeles că mulți apicultori acolo lucrează pentru formarea corpului gras, încearcă să hrănească cât mai bine. Ce ați recomanda? Pe ce hrănire? Până acum am fost foarte mulțumit așa, la nivel gospodăresc de drojdie, și în iarnă și în august. Drojdie combinată cu polen din stupina proprie ar fi o variantă. Acum, ce să zic, ar putea să, în colaborare cu cei care fac dulcofructul, cu cei de la Focșani, am o invitație să colaborăm la elabora o rețetă de turtă proteică care poate, sper să fie mai bună decât ceea ce se obține în sistem gospodăresc, dar să fie într-adevăr bună, nu să fie doar pe bani așa o chestie care să scoată bani și să fie din făină de soia sau eu știu ce, lapte praf sau alte chestii. Deci făina de soia, să înțeleg că are totuși și are pectine. Are foarte multă celuloză și pectine și alea iarăși așa, aceeași problemă ca și lactoza. Deci și pectinele le aș trage că ar fi polenul și lapte de zer și drojdie, să înțeleg. Deci zerul fără lactoză, e vorba de proteina din zer, dacă aveți acces la proteină. Acum, nu știu cât e de rentabil. Există proteine și de soia și de zăr care sunt foarte bune și sunt ok și s-ar putea folosi, care se dau la sportivi. Dar nu știu dacă e rentabil, pur și simplu, dacă merită. Pentru că s-ar putea să merite mai bine cu polen. Acum, cel mai bun lucru pe care l-am obținut a fost din polen poliflor de primăvară, de pom fructiferi, porumbar, rapiță, păducel și așa. Deci polen 40%, 60% miere. Am înțeles. Mai mult, mai sigur ar fi polenul decât celelalte. Deci, ca efect asupra albinelor. Ca efect este cel mai bun efect. Ca siguranță la boli, nu. E posibil să aibă nosema, să aibă tot felul. Dar acum polenul congelat are mai puțin spor de nosema cerane, dar de apis poate să aibă, depinde. De multe ori un polen monoflor poate să fie cu probleme, nu de rapiță, deși ăla de rapiță e bun, dar un polen monoflor de vară, de cine știe ce specie din astea de buruieni, poate să fie mai prost decât un substituent din drojdie. Cu drojdie, cu altceva, nu știu. Cu proteină de soia sau de drojdie este mai bună decât aia din polen la orice oră, numai că nu e atractivă pentru albină. Nu consumă albina cu așa plăcere ca și polenul, da, care are mai multe, deci are și grăsime, are și vitamine, are și alte treburi în polen. E mai complex. Dar așa ca idee, cel mai la îndemână este o drojdie combinată cu polen. În ce proporție? Ce să zic, un 30 până la 50% polen, 20% până la 5% să zic polen să fie. Dar cam o parte de polen și două părți de drojdie e ok. Asta e ca să ieșim noi ieftin, că v-am zis, se poate merge cu polenul și mai sus. Se poate merge cu 100% polen, adică sau 40% polen, 60% miere. Nu e, sau în varianta care v-am zis, o parte de polen fiind 10% polen și 20% drojdie. Și 70% miere, pentru că drojdia are mai multă proteină decât polenul și ne permitem să scădem cantitatea de proteic. Dar pe acolo, acum nu e așa de importantă proporția, cât e bine să fie undeva la 10% proteină în amestecul total, final.
Adică proporția dintre polen și drojdie nu e așa de importantă. Că e mai mult sau mai puțin polen, mai mult sau mai puțin drojdie.